Prin dispoziția 448, domnul primar Cristian a convocat la o ședință de îndată. Cred, din materiale primite, cred că ați înțeles caracterul urgent, pentru că trebuie să plânăm până pe data de 28 acele proiecte de hotărâri în adresă scrie despre ce este vorba. Vă rog frumos, doamnă secretar, faceți prezența. Înainte de a face prezența, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că pe data de 28.6 doamna consilier Tarin Bursărin și-a trecut demisia la registrată la primărie, urmând ca ședința ordinară se adune aceasta și să se valideze următorul de pe următorul consilier care este de filială de țara. Asta chiar e păcat. Da? Ați scăpat și de asta. Prezent. Coleta? Prezent. Mihai Sorin? Florian Nicolae? Prezent. Silvi Strelena? Prezent. Stan Linica? Prezent. Tanase Nicolae? Prezent. Tanase Leonard? Prezent. Toma Vasile? Prezent. Domnul președinte, domnule președinte, dacă îmi permiteți să le spun colegilor care fac parte din Comisia Socială, să rămână, dacă doresc, 5 minute după, dacă pot, să ne întâlnim, să dezbatem de proiectele pe care le avem. Da, să le avizăm. Da, mulțumesc. Ce strategie? Bine și aveți comisie, că noi la economie n-am mai avut de... Că dacă bani mai sunt, ce mai avem cvorum de ședință, dau citire ordinii de zi. Avem 4 proiecte. Dar ce discuteți să treceți la vota? Nu mai citim? Ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind inventarierul imobile terenuri în domeniul public al OAT Mangalia. Documentele v-au fost transmise. Da, drumul de exploatare. Documentele v-au fost transmise, obiecții, comentarii, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Unanimitate. La punctul 2, proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a suprafețelor de teren aparținând domeniul public al municipiului Mangalia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivului de investiții, Sistem regional de alimentare cu apă Constanța, aducțiune Tatla Jack, Mangalia, aducțiune Mangalia Andrești, aducțiune Mangalia Limanu, stație pompare Mangalia, grup pompare Albești și Limanu, stația electroclorare Limanu, județul Constanța, din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a Seceraja SA Constanța, în perioada 2014-2020. La fel, materialele au fost transmise, avem adrese, avem avize, avem rapoarte de specialitate, obiecții, comentarii. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fizabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Mangalia și alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferente, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a Seceraja SA Constanța în perioada 2014-2020. La fel, am avut materiale, avem rapoarte, avem expunere de motive, avem aviz, opinii, comentarii, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. La punctul 4, este un proiect de, o să aduc un comentariu, a fost un proiect de, este un proiect de hotărâre care trebuia discutat în Comisia de Social marți. Am avut vorum, nu am putut discuta, nu cred că avem toate rapoartele la proiect, sper că nu o să avem probleme, e o chestie bună. Ședința de îndată nu are nevoie de aviz de la Comisia de Specialitate. Da,
istoric. Mai era un istoric. Am vrut să avem aviz și da. Dacă n-a fost posibil, asta e. Puneți la vot. Deci, la punctul 4 avem proiectul de hotărâre privind mutarea chiriașilor titulari a unor contracte de închiriere valabile, având ca obiect locuință din barac O, baraca O, datorită gradului avansat de degradare. Sunt rapoarte de specialitate. De cine? Supun la vot. Cine este pentru? Am o întrebare și aici, dacă îmi permite. Majoritatea celor care sunt mutați de aici sunt mutați dintr-o cameră în două camere. Da, există în rapoarte, am văzut acolo. În camere de 4 și 5. A crescut numărul de cred. Domnul director, poate să ne spune. Ele de curând au fost la noi în administrare. Raționamentul a fost următorul. Ei, într-adevăr, locuiau într-o singură cameră, dar aveau, știți, acele extinderi ilegale. Numărul membrilor familiei era destul de mare. Iar în baraca Capa, acolo unde sunt relocați, soldați, disponibilitatea oricum era. Acele camere erau practic închise. Am o întrebare, domnul director. Direcția de asistență socială este serviciu public al orașului Mangalia de asistență socială? Nu înțeleg întrebarea. Aveți regulamentul de asistență socială? Nu poate fi serviciu public. Aveți regulamentul de organizare și funcționare ca să puteți funcționa? Avem regulamentul fost de spas. Nu-l trimiteți și mie? Nu. Dar SPAS funcționează conform HG90/2003, vă rog frumos. HG90/2003, aici nu mai funcționează pe baza HG90/2003. Domnul director, mai aveți altceva de spus, ce v-a întrebat domnul Tănase? A, deci în momentul ăsta nu mai aveți funcționalitate. Să dacă nu aveți... Domnul coleg, propunerea este de la fondul locativ. Deci a fost o osmoză între direcția de socială și o osmoză. Păi nu, trebuie să existe... Pentru mutare trebuie să existe un sectorat din partea direcției de asistență socială. Mai ales când aveți un comisar social să vă manifestați. Osmoză. M-am zis că sunt un savant pentru un președinte. Supun preaprobare proiectului hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri domnul Anabit. Și cine? Și doamna Sevistă, da. E o sinergie din cauza asta. Toate proiectele au făcut adunat. Nu contează. Mulțumim de participare.